da? Feciorii s-a dus în treaba lor, iar nona rămase cu soacra. Chiar în acea zi, către seară, baba a început să pună la cale viața nororisa. Pentru babă, seta nouă nu mai avea loc în cui. De ce mi-am făcut clește? Ca să nu mă ard, zice ea. Apoi se suie iute în pod și coboară de acolo un știbei cu pene rămase, tocmai de la răpăsata soacră sa. Niște chițe de cânepă și vreo două de merli de păsat. Iată ce m-am gândit, Onoro, că poți lucra nopțile. Tu e încă soaia de alături, fusele în oboroc sub pat, iar furca după hormă. Când te sătura de slujit pene, vei pisa mălai. Și când a venit bărbatul tău de la drum, vă face plache cu costițe de cele afumate din pod. Și, Doamne, bine vom mânca. Acum, până te mai odihni, ia-ți furca în brâu și până mâine dimineață să gătești fuioarele acestea de tors, perele de strujit și mălaiul de pisat. Eu acum mă las puțin că mi-a trecut ciolan peste ciolan cu nunta voastră. Dar să știi că eu dorm iepurește și pe lângă aici băioi mai am unul la ceafă care stă pururile deschis și cu care văd și ziua și noaptea ce se face prin casă. Ai înțeles ce ți-am spus? Da, mămucă, numai ceva de mâncare. De mâncare? O ceapă răsură și o bucată de mămăligă rece din poliță sunt de ajuns pentru o nevastă tânără ca tine. Lapte, brânză, unt și ouă, te-am putea stripui să ducem la târg să facem ceva parale, că și așa casa să mai iau ea cu mâncău. Apoi, când în seară, baba se culcă în pat, fața la perete, ca să nu supre lumina de la o paie, mai dând înțelege lor să care să privegheze, dar somnul cuprinse îndată și habar n-avea de ce face nora. Pe când soacra corăgea, dormind dusă, vagina nora mi dăia prin casă. Acuși l-a scurit pene, acuși îmi băma portul, acuși pisa mălaie și bătura de buc. Și dacă e terminat, se punea pe gene, i-a îndată lua apă rece și spăla fața, ca nu cumva să vadă neadormită soacra și să-i bănuiască. Baba pune la cale și pe feciorul cea mijlociu și ia suflet de nonă tocmai după chipul și asemănării cele din tâi. După nuntă, feciorul se duc iarăși în cărăușie și nurorile rămân iar cu soacra acasă. După obicei, ea le dă de lucru cu măsură și cum se rează se curcă. Tare m-am mai obosit nunta aceasta, mă duc să mă las puțin. Dar voi să nu stați, că vă stă norocul. Hai la treabă, bunețică, că avem multe lucruri. De ce să ne grăbim? Oricum, soacra doarme și nu vede ce facem. Nu te uita că doarme. Ea are la ceafă un ochi cu care îi urmărește și vede tot ce face. Vă leu, atunci să apucăm de treabă. Să nu zic mamuca că mâncăm pâine de ceapa și să ne alunge de la casă. Leleșilor, încă n-ați terminat lucrul ce v-am dat. Ia mișcați-vă mai iute. Dar bine e câteodată că așteaptă și rău. Nu trece tocmai mult și vine vremea de surat și feciorul cel mic. Baba lăsă vroia cu orice chip să aibă o troiță nedespărțită de nori. De ce ea citise una de mai înainte. Dar nu totdeauna cum se chitește, ce și cum se nimerește. Într-o bună dimineață, feciorul mamei îi aduce o noră pe cuptor. Mamă, ți-am adus noră! Dar ce l-ai așteptat să caut eu? Dar pe eu pe ea o iubesc. Ei, bondară! Baba se scarmână pe cap, dă la deal, dă la baie, dar n-are ce face. Și de voie de nevoie, nunta s-a făcut și pace bună. După nuntă, bărbații din nou se duc la treaba lor și norurile rămân iar cu soacra acasă. Mă duc să mai culc puțin, că m-am săturat cu nunțile astea. Dar nu vă tot copiți, că mă că ne vede. Cum ne vede? Eu nu văd că doarme. Ce fel de treabă e aceasta? Noi să lucrăm și ea să doarmă? Nu căută că goraiește. Mă mucă la ceapă cu mult nedormit și vede tot ce face. Și apoi, tu nu știi ce mă mucă?
N-ai mâncat niciodată marea ei? La ceafă? Vede toate! N-am mâncat marea ei? Iată mi-am adus aminte. De prăjite, dragă cumnățică, iar dacă ești mamândă, ești în ultimă mamăligă din colțar cu ceapă și mănâncă. Ceapă cu mamăligă? Dar păi neam din neamul meu n-am mâncat așa bucate. Dar slănină nu-i pot, unt nu-i, ouă nu sunt? Ba, sunt de toate, dar sunt de mamucă. Eu cred că tot ce am mamucă e și al nostru și ce al nostru e și al ei. Fetelor, cred, s-a trecut de șagă. Voi lucrați că eu mă duc să pregătesc ceva de mâncare. Știi, Cole, ceva mai omenește și acuș vă chem și pe voi. Dar, fă, ce, cum știi, numai să nu ne bagi și pe noi pe lea. Uite-am și de gură. Vrei să ne aprindem paie în cap, să ne zvârle papa pe drum? Hai, fetelor, tăceți! Hai, fetelor, mâncați bine și pe domnul lăudați, că eu mă retec până în treabă să aduc și un cofăian de vin ca să meargă plăcintele acestea mai bine pe gând. Ia uitați-vă ce plăcinte v-am făcut eu vouă. Ia mănânc spune și plăcinte. Stai. După ce am mâncat și a venit bine, mi-a venit a cânta carosul din gura gârlicilor. Soacră, soacră, poamnă, acră, trete, coace, câte, coace, duce, nume, trebuie, face, trebuie, face, toată toamnă, ești mai acră decât coamnă. Și-au mâncat, și-au băut, și-au cântat până au adormit cu tatele lor. Dar ce e acolo? Dar păi dă mămucă, nu știi că au venit tătuca și cu mămuca și ne-a făcut de mâncare și ne-a scos un cofăiat de vin. De ce mi-a trebuit și noi la făiaca? Cea mai din mare s-au dus. Și m-au văzut pustrii cum dormeam? Dar voi, cum să nu ce vadă? Și apoi de ce nu m-ați sunat? Mânca la ciuma să vă mănânce. Dar păi dă, fetele astea au spus că tu ne-a dat de scot. Și de aceea m-am gândit că ești mânioasă pe tătucă și pe mămucă de nu te scot. Mai nu le-a tipnit mâncarea. E, lasă ticăloaselor, că vă voi dozăra eu de acum înainte. Și de atunci lorile n-am mai văzut zibună în casă cu baba. Când își aducea ea micii de risipa care s-a făcut cu munca ei și că a văzut-o cuscă-i dormit așa de tăiată cum era, crapă de ciudă și rodea în rol, cum roade floare în urmă. Voi vorbi eu și cu dânsi și lasă că va fi ceva.